Ce fac, domnule, Borcea și cu Nețoiu în locul a doi Cocoșca? Am înțeles că rup și că pregătești ceva, dar n-am mai văzut Bunești. Da. Fac acolo un bloc de 9 etaje. Da. Mare de tot, că vezi cu ochii. Da. Cum nu? Eu am auzit de 20 de etaje. Nu. Păi de știu eu. Așa, zi, așa. Au dărâmat doi cocoși deja sau acum nu, se apucă? Nu, s-a apucat. Le-a ieșit autorizația de construcție. Aha. Le-a ieșit. Deci, deja căutau constructor acum o săptămână. Ca să se apuce de dar fac ceva? Adică fac tare de tot? Foarte. Am văzut proiectul tot. Este spectaculos. Și ce mai fac în afară de bloc? Magazine, cinema? Nu, jos doi cocoși. A, rămâne doi cocoși jos? Rămâne doi cocoși și fac o mega. O? O mega imagine. A, un magazin, da, mega imagine. Că m-am dus eu să-l cumpăr, mega imagine. Aha. Și sunt la bătaie cu el să-i cumpăr. Adică să faci tu? Să-i cumpăr spațiu. Și să faci tu magazin? Făceam ce vreau. A, și ești la bătaie acum cu mega? Da, eu le-am propus să-l cumpăr eu. Le dau banii. Uh-huh. Am spus, dom'le, vă dau bani în două luni, că în două luni vând și eu. Și câți vreau? Adică cât sunt? 2-3 milioane? Cât e spațiul ăla? Că mă gândesc că e mult. Da. Spațiul e 2 milioane. 2 milioane, am înțeles. Da. A, deci te lupți cu ghilimele cu mega, cum ar veni? Nu, că s-ar putea să bag chiar eu mega acolo. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Dar eu este într-o zonă în care traficul este foarte intens și pentru business, ăla este un loc foarte bun. Uh-huh. A, și rămâne doi cocoși la parter? Rămâne uh-huh. și restaurantul, și câte, e mare acolo. Câte apartamente fac? 96. Uh-huh. Și cât îi costă? Adică cât costă să bageți bani să faci toată 15 asta? Milioane de euro. 15 milioane de euro, nu? Da. Îi costă, da? 15. Dar va fi ceva tare? Da, frumos, spectaculos. Și se va numi cartierul doi cocoși, nu? Da, la doi cocoși. Da, am înțeles. Deci chiar ceva tare, da? Da, și restaurantul fac ultimul trăznet. Uh-huh. Restaurant cu totul, că mi-a zis mie să vorbesc cu Pescobar, să le spună de unde să cumpere utilaje din astea, de ultimul, uh-huh. că ăsta are utilaje cu cărbune, nu pune cărbune de ăsta, uh-huh. pune cărbune de lemn japonez, uh-huh. care să nu fie toxic și așa mai departe. Chestii din astea. Nețoiu mi-a zis, băi, ea vorbește de unde l-a luat chestiile astea. Uh-huh. Înțelegi? Că de exemplu ăsta are cărbune adus din Japonia, cărbune de lemn, nu știu ce. Uh-huh. Și ăla nu e toxic deloc. Numai tu n-ai nimeni tot cu restaurantele. Toată lumea își face restaurante. Băi, uite, spun că era băiatul. Hai, nu te mănâncă să totul să mai încerci odată? Mor de necaz. I-am spus lui fiul meu, lasă-mă să mai încerc odată, să mai fac unul. Uh-huh. Înțelegi? Am avut cele mai frumoase și spații. Ce îi face? Chinezesc? Cum am vorbeam noi? Da, eu chinezesc aș face. Eu tot așa. Dar de ce n-aduci Mr. Chow? De ce n-aduci franciză? Și ei spar pe toți. Asta vreau să fac. Adu Mr. Chow. Dacă bine stai că ea nu vin, știi cum e, că nu vin. Eu asta aș face. S-ar putea, am o variantă acum și vreau să fac undeva într-un loc, îți dai seama. Dar fă chinezesc. Da, chinezesc fac. Ascultă-mă ce zic. Da, i-am și spus-o fiul meu. Tată, fac cel mai tare restaurant chinezesc din această asta, țară. Te râcâie că nu ți-a ieșit cu restaurant. Băi, nu mi-a ieșit nici. E orgoliu vieții tale. Băi, fii atent ce am încercat. Mergeau, dar eu scoteam, de exemplu, eu vindeam de 2000 de euro pe zi și ăsta vinde de 20. Băi, fraților. Ce ai vrut să zici? Ai zis că fii atent ce fac. Dacă îl fac... Aduc, nu eu mă ocup, că îl stric. Uh-huh. Îl stric. Iar fiul meu a învățat foarte multe. Uh-huh. Nu trebuie voi să vă ocupați, lăsați profesioniști. Nu, da, fiul meu a învățat foarte multe. Așa. Și ce ai vrut să zici? Și dacă îl fac numai cu specialiști, cu bucătari de acolo, de la mama lor. Nu te zgârci la bucătari, plătește-i ca lumea că aia îți fac tot. Și fii atent, aparatura. Băi, și locul, locația. N-ai locație. Location. Și parcare, ori... Nu vine nicio gagică, iertați-mă, specialiști, o doamnă, nicio domnișoară, în tocuri atât, 100 de metri. Nu vine nimeni. Dom'le, trebuie să o lași la 10 metri, 15 metri de intrare, ca astfel își rupe tocurile. Și trebuie să ai cel puțin 50 de locuri de parcare. Și atunci ești tare. Eu am așa ceva. Hai, neamitică, că mă ții cam mult deja, cam mănânci din timp. Da, deja. Păi da? Ce, e 2:30? Da, e 3. Mai înțeleg? Uite așa, stai că n-am terminat! Păi cum?